Bună ziua și bine v-am găsit la Lux Sport Live. Sunt Gianina Iacob. Astăzi alături de mine în studio am pe cea mai bună spadasină din lume. Nu întâmplător este româncă. Dacă era din altă țară, cu siguranță nu aveam probabil acces la ea, dar iată că avem și cea mai bună jucătoare de tenis, care ne reprezintă cea mai bună jucătoare de handbal. Ei bine, avem și cea mai bună spadasină din lume. Este vorba de Ana Maria Brânză Popescu. Pot să zic și Brânză și Popescu. Te rog frumos ca să-mi faci pe toată lumea. Mulțumim mult de tot că ai acceptat să vii, mai ales că știm că ai un program destul de încărcat cu recuperarea ta. Hai să începem așa cu începutul și să vorbim de cum ți-ai petrecut tu perioada de stare de urgență. Mai să știi că de 6 luni de zile am senzația că nu că sunt șomeră, că n-am muncit o zi în viața mea. Am ajuns în momentul acela pentru că în martie, pe 9 martie m-am întors de la ultima competiție de la Budapesta. Și de atunci am rămas acasă. Iar pe toată durata perioadei, înțelegi, a fost minunat pentru noi, mai ales că atât eu cât și soțul meu suntem sportivi de performanță, noi niciodată n-apucam să stăm atât de mult timp acasă împreună. Am învățat să gătim împreună, ne-am gospodărit. A fost super ok pentru noi o perioadă. După ce s-au ridicat oarecum restricțiile și am înțeles, am început să accept faptul că nu voi mai avea parte de competiții prea curând, atunci am decis să iau măsuri în privința genunchiului drept, cel care îmi făcea probleme deja de câteva competiții, și am decis să mă operez. Asta înseamnă că după 3 luni de zile de stat în casă am trecut la următorul nivel, care au însemnat 3 săptămâni de stat numai în pat, ceea ce a fost cumplit pentru mine. Dar iată-mă din nou pe 2 picioare, mă mișc. De sport de performanță încă nu e cazul să vorbim, dar ți-am zis, momentan sunt așa pe linia de plutire și încerc să-mi găsesc mici obiective de care să mă agăs, pentru că e foarte greu pentru sportiv de performanță să se trezească așa dintr-o dată fără obiectul muncii până la urmă. Că mă gândesc la colegele mele care se antrenează. Ele sunt deja, cred că, al doilea, al treilea cantonament, nu știu sigur. Dar să te antrenezi așa fără un obiectiv clar e destul de dificil. Mă bucur că ați găsit antrenamentele noastre din perioada pandemiei. Da. Să știi că ne-am distrat pe cinste. Cel mai mult de suferit a avut parchetul, pentru că noi eram 2 sportivi în familie care au încercat să-și țină cât de cât programul normal, știi? Adică noi ne-am antrenat online cu echipa și cu antrenorii, 2 antrenamente pe zi, adică la noi totul a mers cât de cât normal, cât să nu pierdem foarte mult, știi? Cumva asta a fost tactica, mai ales că ți-am zis, atunci nu știa nimeni dacă se vor ține jocurile, nu se vor ține, nu știam ce se va întâmpla. Ia să auzim și ce făceai. Exersam vârful, precizia măcar să fie la cote înalte. Aici sunt înainte de operație, să nu creadă cineva cumva că mă mișc atât de bine. În momentul de față mai am de recuperat. Ana, tu ai fost și în Budapesta imediat, sau mai degrabă la puțin timp după ce ai venit de la Budapesta, ați intrat în autoizolare, pentru că s-a nimerit fix cu acea perioadă în care și la noi se declanșase din ce în ce mai acut acest virus. Ați fost 16 scrimere care ați stat în casă. Da, ce-i drept, la ultima competiție pe care am avut-o organizată la Budapesta au fost Grand Prix, asta înseamnă că am avut și probă pentru fete și pentru băieți, au fost câteva sute de sportivi acolo. Ei, după ce ne-am întors știind că nu o să mai avem parte prea curând de competiții, am decis împreună cu antrenorii să rămânem acasă în izolare. Și bine am făcut, pentru simplul fapt că am fost informați de către Federația Internațională la scurt timp că 3 sportivi din China fuseseră depistați pozitiv la întoarcerea în țară. Nu a fost cazul nostru, am informat autoritățile, am ținut cont de, știi, eu sunt omul regulilor și nu pot să mă abat. Tocmai de aceea n-am avut problemă, nu s-a întâmplat nimic, dar am zis că cel mai sănătos pentru noi și pentru ceilalți e să rămânem fiecare la casa lui. Pe 26 mai mi-am notat eu aici că te-ai operat, imediat după ce am ieșit din starea de urgență. De ziua mea. Da, exact. Exact. Și vreau să-mi spui cum a fost
perioada aceea în care te-ai trezit după operație și ai stat acasă, că o aminteai tu ceva mai devreme, că s-a legat imediat cu perioada în care oricum am stat noi izolație în casă. A câta operație e pentru tine? Prima. Și să știi că sunt foarte tristă, pentru că îmi doream să-mi închei cariera sportivă fără niciun fel de intervenție chirurgicală, dar uite că dacă jocurile s-ar fi organizat, jocurile olimpice s-ar fi organizat în acest an, cu siguranță scăpam. Puteam să duc pe picioare, știi, și acea competiție, dar având în vedere că mai am încă un an de muncă, acest genunchi trebuia să suporte atâta uzură, nu putea nimeni să-mi garanteze că nu va ceda la un moment dat. Și tocmai de aceea am luat această decizie, care a fost deosebit de grea, mai ales că în vremurile în care noua normalitate, dacă vrei, ești livrat așa în fața spitalului, n-are voie nimeni să te viziteze, e destul de ciudat, știi? Te simți puțin așa al nimănui. Deși la mine intervenția a avut loc astăzi, a doua zi am fost internat, adică n-au fost complicații, Doamne ferește, n-am avut niciun fel de problemă. Dar știi, sentimentul acela că ești singur, ești al nimănui, a fost nu chiar cel mai drăguț. Dar uite, aici mă distram de minune, încercam să-mi fac temele, încercam să mă mențin activă pe cât posibil, dar ți-am zis, perioada aceea în care a trebuit să învăț cum să folosesc cârjele, pentru că ți-am zis, dacă nu am avut probleme, am făcut școala de șofer pentru cârje. Simplu fapt că depindeam în fiecare secundă de cineva, cred că a fost cea mai grea perioadă, dacă vrei, pentru soțul meu, Pavel. Pentru că el trebuia să se ocupe de tot, mai ales că atunci a apărut în viața noastră și minunea neagră, cățelul nostru Duras. Și îți dai seama cum era cu un pui de câine și cu un om care era legat de pat până la urmă. Dar uite că am scos-o la liman, eu am revenit pe două picioare, până și cățelul, să știi că s-a mirat, că m-a văzut că și eu merg și renunț la cârje și el a avut așa ceva dubii. El a crescut, acum e totul bine. Doar să înceapă competițiile odată să am și eu. De ce să mă trezesc în fiecare dimineață? Știi, pentru că am început deja să mă antrenez, chiar și specific, dar te-am zis, momentan nu știu ce se va întâmpla. Și nu, adică pentru un sportiv de performanță e foarte greu să te obișnuiești cu gândul că ok, mă trezesc în dimineața asta și muncesc pentru că la finalul lunii am o competiție care mă interesează. Dar așa mă trezesc astăzi să muncesc. Ne antrenăm de ce? Ca să fim antrenați. Știi? Asta că arăți bine, ești frumoasă, ești înaltă, ești fit. Mulțumesc. Măcar asta să fie avantajul. Da, măcar n-am ieșit rostogolindu-mă din izolare. Cățelul l-ai cumpărat să devină al tău tocmai pentru că vrei să treci mai repede peste perioada asta? Nu, cățelul nu a fost un moft pentru noi. Negociem de vreo 2 ani de zile. Nu ne hotăram, nu cădeam de comun acord asupra rasei. Timingul n-a fost ok, ne doream să, la un moment dat chiar am salvat un cățel de pe stradă care până la urmă a rupt poarta și a fugit. Am suferit și atunci și am zis ok, o să așteptăm momentul potrivit și cred că de fapt noi îl așteptam fix pe Duras. El trebuia să fie cățelul nostru, care este o minune pur și simplu, chiar dacă te albește la propriu. Este o minune, iar în momentul în care s-au ridicat restricțiile, Pavel a mers să-l ia de la Satul Mare, este sădmărean, da, este de-al Simonei Pop. Exact, nu s-ar zice neapărat, este de-al colegei mele, Simona Pop, pe care o îmbrățișez cu drag. Da, ți-am zis, pentru noi a fost o provocare. Înainte de toate a fost o provocare, pentru că este o responsabilitate imensă și chiar vorbeam cu alți stăpâni de câini și cu veterinarul. În această perioadă foarte mulți au ales să-și achiziționeze un cățel sau să adopte sau o pisicuță și cumva mulți se așteaptă ca ei să fie abandonați la un moment dat. Pentru că acum cu toții am avut timp și este foarte trist pentru că un animal de companie chiar nu este un moft. Îți asumi responsabilitatea pentru o viață, iar pe noi să știi că Duras ne-a educat, este precum un copil. Cu mese fixe, mănâncă totul cântărit, are nevoie de timp, de joacă și timp de școală, pentru că o să vezi la un moment dat că a învățat și el câteva comenzi, dar este încă mic. Are nevoie să-i dai din timpul tău.
Și asta este foarte, foarte important. Noi ne-am asigurat înainte de toate că în momentul în care noi o să fim plecați de acasă, are suficiente bone care să se poarte de grijă. Pentru că tot ai adus tu aminte de el așa, sunt și eu curioasă să-l cunosc mai îndeaproape pe Duras și cred că și cei de acasă, mai ales cei care iubesc animalele. Haideți să urmărim materialul. Astea sunt bune? Zii ce vrei să luăm de aici. Uite, de aici. Zii tu, ce luăm? Hai, așa, așează-te frumos. Gata? Ești copil cu minte? Zii, ce luăm de aici? Ce ne place nouă de aici? Astea sunt cele mai bune? Uite, așa, așa e cu căței la shopping. Ușor? Nu, n-avem voie. N-avem voie. Bravo! Cu minte, cățelul, cu minte. Eu m-am pregătit, uite ce frumos stau aici. Știi, când mai avem deplasări cu microbuzul, nu cred că ar strica un culcuș și pentru noi. Sau ții minte că erau deplasările lungi în, la Budapesta, unde mergeam cu trenul de fiecare dată. Doar că trebuia să așteptăm ore întregi în gară și crede-mă că n-ar fi prins tare bine un culcuș cald. Tot ce se poate ca în cantonamente să mă însoțească și pe mine. Dura s-a dezvoltat rapid, el se hrănește cu hrană de la noi încă de la început și dezvoltându-se foarte bine, la vârsta asta o să trecem pe o hrană pentru pui de talie mare, care are suplimente speciale pentru rasa lui, câini care se dezvoltă mult. Și asta înseamnă un adaos suplimentar de condroitină, glucozamină, lucruri care îl ajută foarte mult articulații oase. Fiind o talie mare, de obicei există mai la maturitate, la seniorat, probleme de genul ăsta și atunci le prevenim printr-o hrană adaptată rasei. Toată lumea laudă ce cățel frumos avem noi, el încă mănâncă totul cântărit. Știi cum noi sportivii trebuie să avem grijă de ce mâncăm, de dieta noastră, așa avem grijă și de dieta cățelului și tocmai de aceea avem parte de consiliere și de cele mai bune produse pentru răsfățatul nostru. Pentru noi este important, fiind mereu pe drumuri, este important că prietenii noștri ne aduc și mâncarea acasă. Este totul livrat, iar Duras e cel mai fericit. Nu vrei să știi ce explozie de energie este la noi acasă în momentul în care curierul vine și ne aduce coletul, mai ales că știi că tot timpul are câte o surpriză acolo, știi? Cumva mă gândesc la mine, dacă în perioada junioratului ar fi fost cineva pregătit sau măcar un nutriționist pregătit. Acum avem, dar acum deja, știi, au trecut mulți ani. Dacă în perioada junioratului ar fi fost cineva care să ne spună, măi copii, uitați, mâncați, consumați asta și asta și asta și o să vă îmbunătățească performanțele. Nu s-a întâmplat atunci, știi, dar cumva asta mi se pare o normalitate până și pentru animalele de companie, știi? Nu e neapărat un răsfăț. Noi ne fac viața mai ușoară și vă mulțumim pentru treaba asta. Mai ales că vrei să-i oferi ce e mai bun prietenului tău, animalului tău de companie. Și fiind atâtea produse pe piață, niciodată nu știi tu să alegi ce e mai potrivit. Tocmai de aceea ne consultăm de fiecare dată. Și avem un cățel fericit. Până la urmă, ăsta e scopul și noi o viață liniștită. Șezi, Duras? Șezi? Bravo, băiat! Hai, dăm lăbuța? Dăm lăbuța. Și cealaltă? Bravo, băiat! Bravo! Bravo! Chiar în momentul în care eu m-am internat pentru operația suferită la genunchiul drept, Pavel a plecat să-l ia pe Duras, tocmai de la satul mare. În momentul în care s-au ridicat restricțiile și am putut să călătorim, noi deja îl știam pe Duras din poze, da, el trebuie să comunice și el. Bravo! Bravo, bă! Hai, dăm lăbuța? Dăm lăbuța! Bravo, și cealaltă? A fost cumva, nu știu, cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primesc într-o perioadă atât de dificilă pentru mine. Duras, hai! Culcat, hai! Pui la Duras, culcat! Bravo, bravo, ție! Era un, nu știu, un ghem de blană de 3 kg, care acum a ajuns aproape de 20, da, în scurt timp.
Dar credem că a fost așa o bucurie de la început. Pentru Pavel a fost mai greu, ce-i drept, eu nu puteam să mă deplasez, cățelul era foarte mic, nu avea voie să iasă afară, a fost o distracție continuă pentru el. Dar crede-mă că fiecare clipă alături de Durasie e o bucurie. Nu poți să nu te bucuri când vezi atâta energie și atâta entuziasm și atâta iubire sinceră. Hai să te învârtim. Bravo, șezi frumos acum și dăm lăbuța. Bineînțeles, totul funcționează pe bază de recompensă. Știi cumva e... Ca și la oameni. Și eu la fel, întotdeauna când mi-am dorit ceva cu adevărat, a trebuit să-mi pun un obiectiv, să-l îndeplinesc și atunci meritam acel lucru. E, așa face și Duras în fiecare zi cu noi, deși, na, comenzile la el sunt mai simple. Dăm lăbuța. Bravo, iubire! Bravo, iubire! Am revenit în studio, foarte frumos și el Duras. Să știi că atunci când colegul meu Andrei Hristu monta materialul, ne strânsesem așa cu toții să vedem cățelul tău și chiar ne întrebau colegii de unde până unde vine Duras. Dacă l-ai vedea așa în realitate, ai spune că vine de la celebrele baterii, dar nu este de acolo, nu de acolo vine numele. Numele este inspirat de la numele fostului rege Dac, Durpaneus. Pavel a venit cu ideea. Eu mi-am dorit tare mult să-l chemez nou. Chiar nou? Dacă, da. Chiar dacă este negru, exact. Pavel după aia a plusat cu Lord, pentru că așa îl chema pe cățelul pe care l-avea bunicul lui în copilărie. Și până la urmă am ajuns la mijloc, am ajuns la Duras, care mi se pare că este cel mai potrivit nume pentru minunea noastră de cățel. Apropo, le mulțumim colegilor noștri Răzvan Ionașcu, Adi Glodeanu și Andrei Hristu pentru că ne-au sprijinit în realizarea acestui material. Ana, apropo de ce spuneai tu mai devreme, cum s-a încheiat materialul, cât de mult te-a schimbat pe tine Duras, cât de mult te-a schimbat până la urmă? Ce a adus nou în viața ta față de ce aveai deja? Mai, în primul rând, îmi oferă timp cu mine. Știi, pentru că trebuie să ies să-l plimb, mergem în parc foarte des. În al doilea rând, m-a educat în sensul în care el trebuie să mănânce la 7 dimineața. Eu la 7 dimineața trebuie să fiu pregătită cu masa, pentru că altfel s-ar putea să trezească tot cartierul, înțelegi? Te educă, strasează așa niște linii. Și simplu fapt că știu că sunt responsabilă pentru viața lui, înțelegi? Îmi pune așa ceva, o greutate, știi, pe umeri. Dar crede-mă că e, indiferent câte năzrăvănii ar face și indiferent cât de greu n-ar fi cu el, pentru că ți-am zis, trebuie să facem artificii când plecăm de acasă, vine mama, vine soacra, este așa o distracție totală. Crede-mă pe cuvânt că nu se compară nimic cu momentul acela când vine pur și simplu să cerșească atenție, știi? Sau vine să te îmbrățișeze, la propriu vorbesc, da? Când ai tu o zi mai puțin reușită, nu știu, uite, vin de la recuperare și nu mi-a mers foarte bine astăzi, să spun. E, momentul în care merg acasă și el vine și se pune în fața ta și îți dă așa cu lăbuța, uiți de tot. Uiți de tot, știi? Cred că asta este darul animalelor de companie. Ele nu se pot exprima prin cuvinte, nu pot vorbi. Dar toate gesturile, faptul că ți-aduce o jucărie, nu poți să-l leviți, să nu-l bagi în seamă, știi? Iar pentru mine, plus că prin mulțumită lui, am cunoscut o groază de oameni minunați. La țar cu decăței, la școala de dresaj, când mergem să-i luăm hrană. Știi, mi se pare că oamenii care au câini, bine, probabil și pisici, dar acolo nu știu neapărat, sunt foarte cool, așa, foarte, foarte mișto, au o energie foarte bună și cred că și au energia fixă de la animăluțe. Cum vorbești exact ca o mamă, abia acum am înțeleg și eu, știi, pe ce? Eu n-am un câine aici în București, am acasă la e-mail la Caracal și când ajung la fel mă întâmpină și stau și mă uit așa în ochișorii ei, Ziza o cheamă și efectiv o văd cum îi dau lacrimile și de multe ori mă întreb, zic, mă, dar oare mi se pare mie că i-au dat lacrimile sau chiar ea se bucură că eu am venit acasă? Nu, ei așa se bucură și e bucuria aceea sinceră și da, să știi că sunt exact ca o mămică pentru că sunt în toate grupurile de căței și avem tot felul de discuții și când vorbesc cu, de exemplu, cu cumnatele mele, noi avem doi nepoței, fetiță și băiat, mulțumim la fel, îmi povestesc ce au făcut cei mici, au aproximativ 3 ani de zile și eu mă trezesc spunând și Duras face. Dar acum știți fiecare cu al lui copilul, unul mai blănos, unul mai puțin blănos, ne bucurăm de toți. Unde doarme? În pat cu voi?
Nu, nu. Să știi că a fost singura regulă la care am ținut cont, restul au căzut repere. A treia persoană să nu fie. Nu. El are căsuța lui în curte. Asta e și motivul pentru care nu vrem să ne mai întoarcem la apartament. Are căsuța lui, are culcușul lui, are practic tot spațiul lui delimitat. Pe timpul zilei, cât suntem acasă, cei drept stă cu noi în casă, dar încercăm să-l obișnuim să stea și afară, că e mai sănătos chipurile, deși eu sunt convinsă că sunt prima care va ceda. La prima picătură de ploaie o să fie cu mine sub plapumă, cu siguranță. Da, asta sper să-mi audă Pavel. Pe final de prima parte a emisiunii, dacă este acum cineva care se uită la noi și este în dubiu dacă să-și ia sau nu, să nu-și ia un câine, ce ai recomanda, ce îi spune? Eu aș recomanda din tot sufletul să-și iau un cățel, dar atâta timp cât timpul îi permite și cât e dispus să renunțe la timpul lui în favoarea cățelului. Înțelegi? Despre asta este vorba, pentru că toate discuțiile acelea pe care ți-am zis că le-am avut cu veterinarul și cu diverse persoane în măsură să discute despre subiect, sunt reale. Da? Și pe cât posibil să amânăm acest moment până suntem ferm convinși că ne permitem. Și nu vorbesc aici doar financiar. Da? Timpul ne permite toată atenția noastră, da? Să fie concentrată. Exact dacă te-ai înhăma la creșterea unui copil, da? Exact asta e comparația. Oricât de ciudat sună, știi? Nu sunt mamă, dar pentru mine acum Duras chiar e copilul meu. Perfect. Acestea fiind spuse, luăm pauză, revenim cu a doua parte a emisiunii. Am revenit, Ana Maria Brânză Popescu este invitata mea de astăzi. Îmi place să spun asta, ești cea mai bună spadasină din lume. Mulțumesc. Și chiar vreau să te întreb vis-a-vis de acest lucru, Ana, cum îți iese să fii la 36 de ani pe 26 noiembrie? Da. Atunci îi împlinești, da. Deocamdată ai 35. Cum îți mă iese? Mă simt încă tânără mai puțin. Cum mai am timp să mă bucur. Cum îți iese, Ana? Cum îți iese? Pentru că de fiecare dată când era așa nebunia aia cu sportul, că parcă mi se pare că e acum nu știu câți ani, tot timp Ana Maria Brânză a câștigat Cupa Mondială de nu știu unde. Ana Maria Brânză e pe primul loc la Cupa Mondială din altă parte. Cum? Ei, hai că au mai fost și momente în care Ana Maria Brânză a trecut de primul tur, dar acum na, suntem la televizor să nu vorbim de ele. Măi, știi cum la mine a rămas aceeași bucurie, același entuziasm? Încă îmi place acolo, mă simt, sala de scrimă e locul meu de joacă. Eu nu simt că am muncit vreo secundă în toți acești ani, deși uite, fizic am început să crape. Ai, mai cazi la joacă, te mai lovești. Exact, dar cumva ți-am zis, mă bucur atât de mult această joacă, cred că de asta mi-e și greu să renunț. Și pentru mine de ajutor a fost și faptul că din acest sezon am început să lucrez cu un nou antrenor, este vorba de domnul Mihai Popa, un antrenor de o vârstă destul de înaintată, să spunem, da? Dar un om plin de pasiune pentru scrimă, respiră scrimă, știi? Și are așa o bucurie pe marginea planșei în momentul în care sunt în competiție, un așa entuziasm, crede-mă pe cuvânt, că îmi doresc atât de mult să aprind becul doar ca să-l văd cum se bucură, efectiv ca un copil. E bucuria aceea pură, sinceră. Și pentru mine, crede-mă că asta este o provocare. Și simplu fapt că ți-am zis, acolo mă simt bine, nu mi-e greu. Chiar dacă sunt zile în care mă trezesc și zic, băi, astăzi nu vreau. Nu, astăzi nu. Nu vreau nici antrenament, nu vreau nimic. E, atunci mă gândesc că poate adversarele mele deja sunt în sala de antrenament și mă urnesc. Știi, spre antrenament. Dar, în general, ți-am zis, mie îmi place încă, îmi place. Și atunci când îți place ceva atât de mult, îți și iese, mă gândesc. Tu ai câștigat pentru a patra oară Cupa Mondială de Spadă Feminin în acest an, după ce ai obținut acest titlu în 2008, 2009, 2013 și iată și acum 2020. Da, aici trebuie să punctez că a fost un premiu de consolare, să spunem, pentru că acest sezon s-a încheiat la jumătate pentru noi. Cred că puteam să primesc premiul pentru cel mai bun debut de sezon, știi? Pentru că am avut chiar un început de an excepțional.
cu câteva podiumuri care m-au propulsat pe prima poziție, iar când s-a tras linie, iar Federația Internațională de Scrim a decis să acorde aceste premii, aceste titluri, până la urmă, pentru sportivii anului, tot așa, în ideea în care săracii n-au nici competiții, hai să se bucure de ceva, știi, să ne motiveze. Dar pentru mine cel mai mare câștig este că mai am un sezon în plus în care pot să demonstrez dacă meritam sau nu acest premiu. Ana, tu ești ca și calificată la Jocurile Olimpice. Ce înseamnă acest ca și, ca să înțeleagă toți? Foarte bine spus, ca și calificată. Momentul în care toată lumea a luat pauză, da? Când totul s-a oprit, eu mai aveam nevoie să particip la o competiție pentru a primi confirmarea. Eram teoretic calificată, dar aveam nevoie să fiu confirmată. Ei bine, acea competiție nu a mai avut loc. A fost reprogramată pentru martie anul viitor. Bine, la noi, teoretic, sezonul ar trebui să înceapă în acest an. În luna noiembrie avem prima competiție din noul sezon și ultima din acest an, să vedem ce se va întâmpla cu ea. Dar competiția care pe mine mă interesează foarte tare este cea din martie de anul viitor, care îmi va confirma faptul că pot să particip la Jocurile Olimpice de la Tokyo și faptul că am ales bine să merg din nou pe acest drum cu oprire la Jocurile Olimpice, la a cincea ediție pentru mine. Ce faci dacă se anulează? Cred că o să plâng și o să plâng pe bune. Pentru că vârsta nu mă mai ajută, sincer să fim acum, deși îmi place să glumesc că Paris 2024 nu e chiar atât de departe. Mi-aș dori să avem ocazia, adică sunt mulți sportivi în situația mea, care sunt fix pe ultima sută de metri a carierei și cred că ar fi nedrept oarecum, deși nu poți să acuzi pe nimeni, nu poți să dai vina pe nimeni, să ni se întâmple acest lucru. Eventual, nu știu, o să mă iau de mână cu Marian Drăgulescu și o să mergem noi să facem o competiție a noastră ca să putem să ne retragem în glorie. Acolo măcar o să știm sigur. Suntem singurii participanți și o să primim aur amândoi. Ce să zic? Nu știu, mi-aș dori tare mult și dacă mă întreb pe mine, o singură țară în această lume putea să organizeze jocurile în aceste condiții, că am tot auzit că organizatorii, cât și Comitetul Olimpic Internațional au spus că vor să organizeze jocurile anul viitor, indiferent ce se va întâmpla. Ei bine, mi-aș dori tare mult să fiu în Japonia, mai ales că, uite, până acum n-am avut ocazia să vizitez Japonia. Deloc? Nu, deloc. Nici o cupă mondială, ceva? N-am avut nicio cupă mondială în Japonia. Noi ne-am oprit tot timpul în China. La noi China a fost ultima frontieră. Aduce aminte de Marian Drăgulescu, a fost și el aici la noi în emisiune și mi-aduc aminte că te propunea pe tine să duci portdrapelul, să fii portdrapelul României la Jocurile Olimpice. Sunt mai multe variante, tu, Simona Halep, mai multe variante pe parte feminină, că am înțeles că o să fie și un bărbat care o să ducă sportiv, bărbat care o să ducă și el portdrapelul României. Te-ar încânta, bănuiesc, să... Și nu cred că ar deranja pe nimeni să-l propun și eu pe Drăgulescu mai departe. Și jucăm leapșa până la urmă, pentru că decizia nu este la noi. Bineînțeles, pentru fiecare sportiv cred că este o onoare. Adică cu siguranță este o onoare să fie acolo. Eu am avut această onoare, de exemplu, la Jocurile Europene de la Baku în 2015. A fost și singura ediție la care scrima a fost primită. După aia ne-au scos din program. Adică a fost... cea mai bună competiție pentru mine personal, am câștigat aurul cu echipa, aurul la individual, am fost portdrapel, totul s-a încheiat cu bine. Pentru mine e mult mai important să pot să particip la Tokyo. Acestea sunt oricum lucruri vis-a-vis de cine va purta drapelul și alte detalii, sunt lucruri pe care le vor decide cei în măsură. Ok, tu ești ca și calificată, că tot vorbeam mai devreme, dar din păcate echipa nu s-a calificat, nu mai este nicio șansă. Tu ai amintiri frumoase cu echipa, dovadă că ești medaliată cu aur la Jocurile Olimpice. Ce spui despre asta? Ești un pic dezamăgită? Să fim realiști, aveam șanse atâta timp cât ești într-o competiție, eu sunt convinsă că ai șansa ta, doar că experiența de această dată n-a fost de partea noastră. Am fost în această echipă, ne-am dorit foarte mult, fetele au muncit, dar nu poți să clădești atât de repede.
Să nu uităm totuși că echipa care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio a avut nevoie de 15 ani să crească. Noi nu mai avem atâta timp la dispoziție pentru aceste fete care sunt acum în echipă. Dar ele vor căpăta experiență din mers, sunt suficient de unite încât să facă o echipă bună împreună. Iar pentru ele, cu adevărat, Paris 2024 nu este chiar atât de departe, pot face o surpriză foarte, foarte frumoasă. Au nevoie de puțină încredere, de puțin curaj, da? Și să rămână unite. Eu, pe cât posibil, voi rămâne acolo lângă ele să le ajut. Ți-aduci aminte care a fost competiția care ți-a dat ție cel mai mult curaj? Cred că au fost multe, dar una dintre ele, dacă ar fi acum, să amintesc campionatul mondial de seniori din 2002. Sper să nu mă înșel. Dacă mă înșel, o să vă scrie mama un comentariu să vă spună. Nu era 2002. Federația Română de Scrimă mi-a făcut acest cadou și m-a trimis la acea competiție. Era la Lisabona, în Portugalia, doar că am mers acolo fără echipă și fără antrenor. Pentru mine a fost o adevărată provocare. Da, aveam pe ceilalți colegii din echipa de sabie, colegele de la Floretă, ei erau cu echipa și ei chiar emiteau pretenții pentru medalii, pe când eu am mers doar să văd ce înseamnă o competiție de seniori. Ei bine, am văzut atât de bine până am ajuns pe a treia treaptă a podiumului, cucerind bronzul. Asta datorită faptului că sportivele consacrate nu cred că m-au luat în seamă neapărat, iar eu eram un copil care nu avea nimic de pierdut. Și țin minte momentul în care am câștigat asaltul din sferturi. Doamna Ana Pascu, președintele Federației Române de Scrimă la acel moment, a venit și m-a întrebat dacă știu pe cine am bătut. Iar eu, fix un copil naiv, am spus că nu știu, era o rusoaică mai în vârstă, așa mi se părea mie. Ei bine, era vorba de Oksana Ermakova, o rusoaică. Ea era doar campioana mondială în titlu în acel moment, pe care o învinsese. Ulterior, la vreo 5-6 competiții, n-am mai atins-o, da? Dar a fost momentul în care am prins curaj și mi-am demonstrat că, uite, pot să fiu. Deși în semifinală, dacă mă întrebi, am pierdut tot așa 15-4, 15-5, mă ardeau tălpile, plângeam în mască, pentru că era mai mult decât dusesem eu vreodată la juniori și îmi doream doar să se termine. Toți cei din delegația României insistau, strigau, mă încurajau și eu mă întorceam tot timpul plângând și spuneam, nu mai pot. Eram un copil, ți-am spus, aveam 18 ani. Dar atunci a fost momentul în care mi-am dat seama că da, pot să emit pretenții, da, am ales cu bine acest drum, da, pot să fac performanță. Și atunci mi-a părut rău pentru simplu fapt că nu l-aveam lângă mine pe domnul Dan Podeanu, cel care practic a construit sportivul Ana Maria Brânză, nu le aveam alături pe colegele mele, dar a fost o etapă foarte importantă din cariera mea, acea competiție. Vezi ce face mintea? Stăteam acum atentă la ce spuneai tu. Dacă mintea n-a știut pe cine are în față, a făcut tot ceea ce a știut ea să facă din experiență și din muncă. Exact, și din dorința aceea de pe aici nu se trece, știi? Uh-huh. Exact așa eram, pentru că țin minte, am amintit mai devreme de antrenorul cu care lucrez în această perioadă, domnul Mihai Popa, să zic așa un secret, dânsul a fost cel mai mare contestatar al meu din totdeauna. Wow. Nu era de acord cu poziția mea de gardă, erau multe lucruri pe care nu le făceam bine și uite, totuși am ajuns la aceste rezultate, iar ironia sorții este că am ajuns să lucrăm împreună și să facem culmea, echipă bună împreună. Știi, asta e amuzant. Da, fiecare etapă are o poveste și are o lecție din care trebuie să înveți. Și acum ce spune? La fel e, nu știu, negociază cu tine să fii cum spune el sau să faci ce spune dânsul? Acum comunicăm destul de bine. Comunicăm destul de bine și dânsul este dispus să lase garda jos câteodată, dar nu foarte mult. Garda jos. Exact, dar nu foarte mult. Eu m-am maturizat, să spunem, că deja îmbătrânesc, dar asta e altă poveste și cred că sunt puțin mai înțeleaptă. Îmi dau seama că totuși știu atâtea despre scrimă, dar totuși atât de puțin. Scrima este o carte, o poveste care nu se termină niciodată. Și dacă ar fi să-mi doresc ceva cu adevărat, ar fi timp să pot să repet fiecare experiență. Nu știu dacă le-aș face altfel.
Habar nu am. Dar ar fi interesant pentru mine. Oricum, ți-am spus, mai am atât de multe de învățat. Lasă că să te vedem și la 50 de ani în costumul de escrimă. Da, mai ales că avem și competiții pentru veterani. De ce nu? O să fac trecerea direct de la senior la veteran. Uite, costumul acesta, că tot vorbeam noi înainte de emisiune, și masca la propriu pe care o ai pe toată fața, nu doar în dreptul nasului și al gurii. Da. Tu ai vreo problemă cu masca acum, apropo de distanțarea socială? Nici cea mai mică problemă, nici cea mai mică problemă. Se întâmplă să ies din magazin, mă urc în mașină, sunt singură mașină, am masca pe față, mă sună cineva, se aude acel fom-fom-fom. Exact. Nu, sunt obișnuită cu acea mască. De 20 de ani port mască, mânuși, păstrez distanța, că altfel risc să pierd asaltul, știi? Adică la noi e foarte... Chiar au circulat tot felul de glume de-astea în online, știi, toată această perioadă. Și cu toate acestea n-avem voie în sală. Adică ne așteptăm în rând, știi? Cumva îi privesc cu un dram de invidie pe colegii care au reușit să-și rea activitatea cât de cât în mod normal. Dar cu siguranță va veni și vremea noastră și măcar pot să mă bucur de cei care își pot desfășura activitatea. Am avut o dată ocazia, mă pregăteam pentru Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra și cumva experimentam așa cam în fiecare sport. Și am fost la judo, am fost la volei, am fost la mai multe. Și m-am dus și la Sala Floreasca să intru în costumul de scrimă, să experimentez, să facem noi acolo un fel de promo. Ce zic eu, că după 10 minute nu mai puteam de cal, cred că am slăbit jumătate de kilogram. Într-adevăr, și slăbești după concursuri în acest costum? Nu neapărat slăbești, mai degrabă te deshidratezi, că nu mai nimeresc. Dar acum să știi că materialele totuși s-au ajuns sunt la alt nivel, adică față de cârpele, aș putea să spun, pe care le foloseam noi în copilărie. Pe post de costume, să știi că tehnologia a avansat și la noi și este ok. Mai ales că în sălile de scrimă e destul de rece. Nu, la noi în țară, dar în alte țări de afară, să știi că e de-a dreptul frig. La noi îți iei un ventilator de față. Exact. Când ești în concurs, Ana, acum na, m-ai prins și tu destul de multă experiență, dar în momentul în care avem emoții foarte multe, adică nivelul de adrenalină, de cortizol, de stres, da, e la un nivel foarte ridicat, ni se recomandă să respirăm, că avem nevoie de oxigen. Poți să respiri în acea mască sau te-ai obișnuit? Absolut. Nu, acea mască nu te constrânge, nu, mai ales că ți-am zis, suntem obișnuiți de 20 și ceva de ani. Dacă îmi pui masca pe față, nu simt nimic diferit decât așa dacă nu am mască, înțelegi? Iar emoțiile de care vorbeai tu mai devreme sunt bune. Uite, mie mi se întâmplă în momentul în care merg la o competiție, nu contează că este națională, internațională, că e vorba de campionat mondial sau jocuri olimpice sau, nu știu, doar o demonstrație de scrimă. Dacă nu simt acei fluturași în stomac, uh-huh, știi? Uh-huh. Dacă nu simt acele emoții, înseamnă că nu sunt concentrată și conectată la ce am de făcut acolo, iar rezultatul nu o să fie pe măsura așteptărilor. Știi? Emoțiile sunt bune, pe mine asta m-a învățat sportul, doar trebuie să te împrietenești cu ele, să le faci să lucreze în favoarea ta. Și asta faci și tu cu tine ca om? Da. Adică da, când simți frică, când simți furie, când simți, adică scrima te învață să le gestionezi, da. Serios? Da. Scrima chiar m-a pregătit pentru viața de după, știi? Sunt stăpână pe mine și chiar și momentele de criză, da? Pentru că într-un asalt, când urci pe planșă, ai un plan. Cu siguranță ai un plan pentru fiecare adversar. Ei bine, se întâmplă de foarte multe ori ca adversarul să te surprindă. Și atunci trebuie să te adaptezi. Uh-huh. Că nu ai încotro. Așa e și în viață. Uite, pe toți ne-au luat prin surprindere ceea ce trăim de 6 luni de zile deja. Consider eu, deși normal că mă apasă și mă afectează, consider că am gestionat oarecum ok toată această situație. Deși ți-am zis, nu văd finalitatea, nu văd momentul acela în care o să mă adaptez noi normalități. Pentru că ce știam noi că e normalitate până acum, nu cred că o să mai arate la fel vreodată. Dar trebuie să ne adaptăm din mers. Iar sportul asta face. Eu de asta le recomand copiilor să meargă la sport. Mi-aș dori pe toți la scrimă. Da, uite, la scrimă și așa nu avem voie într-o acum. Da. E vorba de sport în general, de mișcare și de toate lecțiile, de tot bagajul acela, știi, cu care poți să pleci mai departe în viață. Ce faci după Jocurile Olimpice?
Păi nu știu, uite, momentan nu pot să-mi fac planuri după Jocurile Olimpice, că nu știu dacă se organizează. O să fac bine, cu siguranță. O să fiu în continuare mămica lui Duras. Și antrenorat ceva? De genul? Momentan îmi place să văd fiecare etapă dusă la final și după aceea să-mi fac planuri. Planuri întotdeauna am avut, proiecte am mai făcut pe aici, pe acolo, nu neapărat legate de scrimă, cât de viața așa în general. O să vină momentul potrivit în care o să schimb și macazul, dar momentan trebuie să mă concentrez pe ce am de făcut. Am văzut că ai fost și la raliuri, în acest sens te întrebam, că mergi și pochetezi și cu alte sporturi. Noi, de exemplu, mâine o să-l avem invitat pe Simone Tempestini. Nice. Bună alegere. Dar sper că vine și el, normal, da? Vine și el pe jos. Da, nu clar. Vine cu mașina. Clar, păi l-am și întrebat dacă în trafic este la fel de agitat ca atunci când este în concurs și mi-a spus că nu, e o mare diferență. Eu l-am și cunoscut, am vorbit cu el și mi s-a părut atât de calm. I-am zis, tu ești în zodia leu și eu n-am văzut un leu mai calm decât tine în viața mea. Nu sunt. Eu prima dată când am ajuns la o etapă de raliuri a fost în 2013, când am stat în dreapta tatălui lui Simone, lui Marco Tempestini. Recunosc că atunci am avut emoții foarte, foarte mari. Mi-am dat seama că nu dețin eu controlul, nu știu ce se întâmplă acolo. Dar este cu adevărat o experiență unică. Adică nu există termen de comparație. Poate pot compara așa cu momentul acela în care la noi se dă ultima tușă. E scor egal, știi? Și vezi cine aprinde becul. Așa, da. Doar cu acel moment pot să găsesc un echivalent. Și da, la raliu acum 2-3 săptămâni am stat în dreapta lui Simone. Mi se pare că este un sportiv atât de tânăr, dar cu o maturitate extraordinară și atât de echilibrat, iar împreună cu Sergiu fac un echipaj minunat. Sper să aibă baftă de acum încolo, nu doar în raliul nostru, în campionatul național de raliuri, cât și în competițiile de afară. Legat tot de faptul că la un moment dat te vei retrage și tu din activitate, colegul meu, Răzvan Ionașcu, avea o curiozitate și mi-a zis, ok, o întreb pe Ana în emisiune. Dacă te-ai gândit... Acum e și frică, sinceră să fiu, mi-e și frică ce mă așteaptă. Dacă te-ai gândit să-ți găsești un partener pentru a-ți folosi acest nume al tău de brânză, adică un partener în lactate, hai că e amuzant. Mai am, de-a lungul timpului am dat viață, dacă vrei, unui personaj de carte, da, Brânzica, exact. Fetița cu masca tricoloră. Acum dacă o văd pe Brânzica, nu știu, în mic dejunul copilor, nu m-ar deranja absolut deloc. Dar cred că, nu știu, asociere mai naturală decât asta. Nu știu dacă s-a inventat vreodată. O brânză, un cașcaval. Un cașcaval, că deja nu mai am trecut de la senior, de la junior la veteran, mă întreb, exact. Da, exact. Mozzarella, nu știu, o chestie de genul ăsta. Să fie cu brandul tău, cu numele Ana Maria Brânză. Cred că ar fi interesant. Cred, adică că ar fi... ți-ar plăcea, nu? Absolut, de ce nu? Dar să nu fac eu rețeta. Lasă că tu ești doar cu numele acolo și eventual poate te implici ca inspirație, ce-ți vine ție. Uite, acum aș vrea să puneți puțin mai mult lapte. Eu zic să ne jucăm și noi. Mie îmi plac oamenii profesioniști și sunt de părere că fiecare la locul lui. Înțelegi? Fiecare la locul lui. Da, ți-a zis, o astfel de asociere, da, m-ar îngâta teribil. Ana, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. Te mai așteptăm cu mare drag. Mult succes și în recuperarea ta. Haideți să vedem acum la final de emisiune și programul transmisiunilor de astăzi. Avem volei, avem fotbal, avem și handbal. Dar avem spre seară, da, de la ora 22, 3 meciuri din Champions League pe care le transmitem. Slavia Praga, l-avem acolo pe Nicușor Stanciu cu Midtjylland, Maccabi Tel Aviv cu Salzburg și Krasnodar cu PAOK Salonic. Acestea sunt cele 3 meciuri din seara aceasta din Champions League. Bineînțeles, vă puteți uita și la handbal, avem Potaisa Turda Toulouse și Dobrogea Sud Constanța Sporting și alte partide pe care le puteți vedea doar pe posturile noastre. Ana Maria Brânză, încă o dată îți mulțumesc mult de tot pentru emisiune și pentru că ești de fiecare dată o prezență agreabilă, spontană
și care creează bună dispoziție. Mulțumesc. Ești încântătoare. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc de invitație. Dragilor, rămâneți alături de încântătorul Radu Banciu. Urmează Fotbalul Inclusiv. Eu sunt Gianina Iacob. Ne revedem și mâine de la ora 16 alături de Simone Tempestini. Pe curând! Yeah.